zombie apocalypse. Zoba, dar dacă mor când sunt sub 10 playeri în viață, videoclipul se termină. Acesta este challenge-ul lui Cartoon Toon. Mulțumesc foarte mult pentru comentariul tău. Astăzi voi face challenge-ul spus de tine. Iar înainte ca episodul nostru să înceapă, nu uitați de un buton de like, deoarece mă ajută foarte mult. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru cele peste 30 de like-uri strânse la episodul anterior. Așa că nu uitați de un like în continuare dacă doriți să continuăm seria de Zoba, dar... Nu uitați da și un share ca să faceți și noi mai repede suma de 2000 de abonați. Follow pe Instagram dacă doriți să mă contactați. Server de Discord aveți un link în descriere. Și foarte, foarte important, nu uitați să lăsați un comentariu cu ce challenge-uri să mai facem. Pentru că asta este chestia principală pentru a continua seria, bineînțeles. Și hai să dăm și noi drumul. Deci dacă murim când sunt sub 10 playeri în viață, videoclipul se termină, ok? Și în caz că nu știți unde trebuie să vă uitați, sunt 35 în viață, chiar acum, vedeți sus stânga de tot. După cum se poate observa, ăsta e un pic cam disperat după noi. Avem un gardian aici, ok, deci nu o să fie o problemă. Sunt 27 în viață acum. Începe să nu fie bine. Bă, deci ca să ne iasă bine challenge-ul și să nu murim, o să încerc eu, pe cât posibil, să luăm locul întâi. Sau să... Oh. Ok, deci încă îmi filmează, da? Mai sunt 15 în viață, deci ne riscăm. Ori ne sinucidem acum, ori va trebui să câștigăm neapărat locul întâi. Eu zic să ne riscăm, pentru că și așa, dacă încerc să mă sinucid, probabil o să se fac mai puțin de 10 repede. Pentru că, da, știți cum e pe Zoba, repede mor oamenii. Avem acolo pe cineva. Mamă, cred că o să stau în apă, dar nu știu dacă pot. Lul? Stai așa. Lul. Oh my god, lasă-mă. Suntem fix 10. A zis mai puțin de 10, nu când... Gata, ok, deci de acum dacă mor, gata, videoclipul se termină. Pentru că suntem 8 în viață și... Da, challenge-ul adevărat a început. Dacă pot să zic așa. Și sunt acolo niște bombe, bă, parcă n-aș vrea să mă apropii de ăștia. Pentru că nu vreau să mă risc să mor, să pierd challenge-ul. Așa că o să mă folosesc de carapace și o să mă ascund. O să mă pitesc când vin unii și mă atacă. Și o să campeze efectiv. Și când, dacă o să stea lângă mine și o să aștepte, o să campeze, o să mă ridic și o să atac ca un tryharder. Ce sunt. Acum nu știu dacă o să iasă ceea ce am zis eu. Ușor de zis, greu de făcut. De făcut. Nu, lasă-mă. Nu. Bă, dar nici de aia de viață n-am. Bă, nici de aia de viață n-am, fii atent. Fii tu antenă. Bă, vezi, mamă, ascunde-te. Are armă legendară, bă, mai dă-l în pana mea. Jesus.